A fost ediția din acest an a taberei de creație. Așa se spune de obicei, răsuflând parcă ușurați. La Tescan însă este o epopee, nu cu episoade, ci cu anotimpuri. Rezidența artistică de la Tescan este un anotimp al creației plastice, cu lumina sa specială, cu culorile unice, irepetabile, cu un peisaj făcut din tușe de pictură, cu vorbe și atitudini care intră în tezaurul de amintiri al întâlnirilor de la Tescan. Și anul trecut am fost invitat de organizatori la această rezidență a așezământului cultural de la Tescani, o rezidență care este, dacă vreți, un instrument necesar în contextul în care nu se mai fac expoziții republicane, naționale, în care erau cumva toți artiștii din țară. Vedeai ce se întâmplă la Arad, la Timișoara, la Cluj, la Oradea, la București, în egală măsură. Și atunci aceste rezidențe artistice sunt o necesitate. O necesitate pentru că ele pur și simplu umplu un gol, un gol pe care critica de specialitate, istoria artei, ar trebui cumva să-l umple, pentru că din anii 50-60 nu s-a mai scris și nu s-a mai publicat o istorie artei contemporane. Este de altfel un gol care cumva ar trebui să dea de gândit, pentru că artă s-a făcut în această perioadă, artă de foarte bună calitate. Din păcate, foarte mulți colegi de-ai noștri s-au prăpădit, artiști care ar putea să intre oricând în istoria artelor plastice europene, și am cu siguranță proprietatea termenilor. Iată așadar acest gen de habitat, care este habitat cultural, care este Tescaniu, cred eu că trebuie onorat, și trebuie onorat de artiștii care într-adevăr au o misiune foarte dificilă, aceea de a duce mai departe ceea ce au început un Horia Bernea, un Ion Stendel, artiști care sunt, iată, deja, hai să-i spunem, care fac istoria artelor plastice contemporane românești. Este o onoare pentru noi, cei care suntem, iată, invitați, și cu siguranță că va trebui să lăsăm aici lucrări care să facă parte dintr-un muzeu, dacă nu virtual, cel puțin un muzeu care să circule cumva în spațiul acesta online și, de ce nu, și letric, pentru că poate fi albumul acesta, mai ales că am înțeles că la anul se împlinesc niște ani de când există acest
așezământ cultural și atunci cred că ar trebui cumva făcut o lucrare mai amplă despre ce s-a întâmplat aici de-a lungul timpului. Spuneam de acest hub cultural care a devenit Tescaniu, pentru că este, fără doar și poate, un loc care a găzduit spuma, crema artei plastice românești și n-aș spune doar artiști de rezonanță, ci și critici de artă, dacă mă gândesc la Hăulică, care este un nume și a fost un nume în critica de artă și nu numai, un nume de rezonanță internațională. În egală măsură trebuie să ne amintim de oameni de Horia Bernea și de toți cei care au fost aici și care au lucrat în spațiul acesta care a aparținut unei familii deosebite, dedicată culturii, dedicată muzicii în primul rând, dar și iată acum cumva reconvertit această așezare într-o zonă extrem de interesantă care să aparțină artei în general. Este o necesitate, nu este un moft, și o necesitate pentru că la un moment dat, în contextul ăsta european, noi va trebui să venim cu lada noastră de zestre și în momentul când o să deschidem capacul lăzii de zestre, n-ar trebui să lipsească arta contemporană, arta aceasta pe care truditorii, pensule, a dălții și nu numai, trebuie să îl facă. E un efort, sunt eforturi extrem de, aș spune eu, intense pe care le fac. Din păcate, aceste eforturi sunt susținute mai întotdeauna personal și fără doar și poate, încet, încet, schimbul de generații se face pe nesimțite, dar cu goluri mari, în, așa cum spuneam, în contextul artei contemporane românești. Ce lipsește, în primul rând, este acest manageriat de artă, ceea ce se dorește a fi aici, în, la Tescani. Sunt oameni, iată, care au încercat, au făcut un proiect, acest proiect am înțeles că se desfășoară pe o perioadă mai lungă, este un meritul celor care susțin acest proiect, meritul, în primul rând, hai să-i spunem, ideatic și apoi financiar, pentru că, spre deosebire de alte manifestări de care nu ducem lipsă acum, arta aceasta rămâne, lucrările artiștilor se vor expune pe Simeze, vor fi cu siguranță vizionate, văzute și circulate, ceea ce înseamnă de fapt foarte mult. Înseamnă o cotă a artei contemporane românești în contextul acesta european, de care se tot face acum vorbire. Iată așadar care este utilitatea acestei foarte frumoase întâmplări de anul acesta, dar nu numai de anul acesta, pentru că îi doresc acestui proiect viață cât mai lungă și spațiul acesta nepereche de la Tescani este unul binecuvântat de Dumnezeu, pentru că nu uităm că întotdeauna în spatele nostru sau pășim pe urmele pașilor lui George Enescu, dar nu numai a lui, ci și a unor monștri sacri ai artei și culturii românești. Pentru mine, Tescaniu a fost în perioada anilor 80, mai precis 81-82, un important început, pentru că locul era marcat de o suită de personalități ale artei contemporane românești și critici de artă, scriitori, dar foarte mulți artiști plastici. Aici
s-au întâmplat lucruri formidabile, era și un spațiu în care ideologia nu și avea rostul, de-aia și artiștii s-au reîntors către peisaj, către motiv. E foarte greu să înțelegi fenomenul Tescan. Eu n-aș putea să spun că a fost o școală, dar a fost o școală, cel puțin pentru mine, pentru generația 80-istă din care fac parte, o școală a disciplinării. Este pentru prima dată când făceam un peisaj în plein air. Aici îi întâlneam în permanență pe Horia Bernea, pe Paul Neagu, pe Ileana Nicodim, foarte mulți artiști, Ion Nicodim, o suită întreagă de artiști importanți. Și lucrul ăsta m-a marcat în sensul că mă uitam la artiștii importanți ai României din anii 80, așa ca la niște personaje zeificate, așa pentru mine, la tipul de informații pe care le aveam noi atunci. Este greu de înțeles spațiul acela liber în care cenzura aproape că nu funcționa, cu toate că era undeva în ascunsă. A fost și o școală de pictură în același timp, o lecție pentru cei tineri. Aici s-a născut prologul. Mi-aduc aminte, în anii 85, Paul Gherasim, cu acea grupare de tineri, cu Horia Paștină și Mihai Sârbulescu, mai târziu Constantin Flondor și Ilie Boca și Horia Berna, care era un mentor al lor, au încercat să creeze un anume tip de proiect, adică un fenomen al observației, un anumit proiect, să spunem, structurat pe cercetarea naturii, dar în cele din urmă Tescanul deveniseră un loc extrem de important în toată geografia asta artistică a României, pentru că foarte multe personalități se mișcau în acest spațiu. Și avantajul nostru celor din Bacău era că eram foarte aproape și aproape în fiecare sfârșit de august aici s-adunau foarte mulți artiști de diverse categorii. Mi-aduc aminte de Paul Neagu, de pildă, care veniseră de la Londra cu Horia Berna și un artist extrem de important și de interesant ca discuție și conversație. Mi-aduc aminte de serile superbe pe care le făcea Horia Berna, care aproape gestiona întotdeauna toate întâlnirile noastre. Era și un tip fascinant, îl ascultai cu o plăcere teribilă. Dar dacă ar fi să numesc Tescaniu un loc artistic în care s-au întâmplat lucruri importante, cred că în acea perioadă era pe un loc fruntaș în țară. Cred că fără Ilie Boca, care m-a dus pentru prima dată prin anii 80 aici, eu fiind foarte tânăr și timorat la acea vreme de prezența unor personalități importante atunci, eram puțin mai retras, aveam așa și o stare de frică,
erai în prezența unor oameni extrem de importanți și lucrul ăsta sigur că îmi dădea și aripi așa într-un fel, dar mă punea și într-o competiție extraordinară, adică Tescana a fost pentru mine o disciplinare în fața peisajului, pentru că era o lecție să faci și peisaj, lucru pe care noi nu-l făceam și nici școala nu-l agrea și ce aș putea să spun e că Tescaniu a devenit un loc atât de iubit de foarte mulți artiști și foarte mulți încercau să vină la Tescan, dar nu reușea și Horia Bernă avea o întâlnire aici cu Paul Gerasim, cu Ovidiu Maite, cu Paul Neagu, cu mulți artiști importanți din România și noi asistam la niște conversații absolut extraordinare. Adică, și Horia Bernă, fiind un artist cu o greutate, un artist cu forță spirituală teribilă, citit, umblat prin toată Europa asta și îl ascultam cu multă sperenie, așa, cu o plăcere teribilă, dar ceea ce mă bucură este faptul că parcă să continue acel spirit al Tescanului. Și lucrul ăsta este bine. Mi-aduc aminte că Paul Gerasim punea întrebarea că ce o să fie aici peste 40 de ani. Ei, află domnule Paul Gerasim acolo unde ești, lucrurile continuă. Sunt artiști, tineri artiști mai în vârstă care vin și continuă acest drum al creației aici, în spațiul ăsta enerștian. Da, e adevărat că acum, în 2019, în acest august fierbinte, așa mă întâlnesc cu colegi pe care noi am văzut de mulți ani, Doru Ulian, un coleg de academie cu Horia Bernă. Mă gândesc la alți colegi veniți prin alte orașe care ne întâlnim foarte rar și probabil că ne vizităm reciproc prin spațiile pe unde fiecare își găsește ungherile, pe care fiecare își găsește un loc de lucru. E un soi de competiție ascunsă și această tabără, în sensul că pe lângă expoziția finală, ea rămâne adunate într-un loc mai multe ateliere, dacă aș putea spune așa. Și lucrul ăsta se întâmplă foarte rar. Nu poți într-o urbe în care, să spunem, trăiesc câțiva artiști să te vizitezi așa într-un an de zile reciproc. Aici lucrurile se întâmplă aproape zilnic. Acum 19 ani, în 2000, de atunci n-am mai fost. De adevăr, mi-era dor. Am trăit câteva tabere în perioadele anterioare anului 2000 cu prieteni pictori, dintre care cel mai bun era Bernea Horia, să-l ierte Dumnezeu. Aia a fost și ultima tabără, de fapt, și întâlnire cu el, după care el s-a dus.
am regăsit Tescaniu cu oarece emoție, pentru că una că mă legau multe amintiri de el și a doua nu știam în ce sens a schimbat, dacă s-a schimbat ceva. Mi se pare că a rămas aceeași locație. Tip rai. E un mic rai aici, este formidabil locul. Eu nu am talentul să-l descriu în cuvinte. Să vedem ce o să iasă acum pe pânză. Îmi pregătesc acum pânzele, deci astea sunt, nu sunt picturi, sunt numai fondurile, așa, care le-am șlefuit, le pregătesc pentru lucru și sper să încep să lucrez și eu astăzi. Da, Ilie Boca, Crăiță Mândră, Răposat, scap acum, așa, de la Brașov, de la Poiana Mărului, și Chioaru, Mihai Chioaru, și, mă rog, da, multe amintiri, erau seri când participau mari personalități ale culturii românești, Andrei Pleșu, cântăreți de renume. Eu că acum lucrurile sunt mai altfel de față de cum era pe vremea, să zic, a mea, mai cu mulți ani în urmă. Tinerii au alte preocupări legate de artă, cu alte metode, alte principii, alte, ce știu eu, ustensile. Eu am rămas pe partea clasică a picturii, cu pensula, cu cuțitul, cu... Așa. Acum văd că sunt tot felul de lucruri moderne, noi, care intervin în expresia artistică. Ce să zic? Rămân la vechea mea. Da. Să vedem ce o să iasă acum, pentru că, în general, mă acomodez destul de greu cu subiectul, până îl caut, umblu, pierd ore, chiar zile, până îmi găsesc un subiect care să mă tenteze și atunci e o anumită mai specială, așa, stare mai specială a mea până îmi găsesc ceea ce îmi place să... Sper ca să găsesc și aici, din nou, subiectele care, deși văd că am înaintat foarte mult pădurea asta sălbatică de aici, din livadă, că era un loc din care se vedea pădurea așezământului, asta de pin, era foarte frumoasă ca imagine. Acum nu mai pot să mai... intru acolo în hățișul ăla, că este absolut o junglă. Deci s-au schimbat și elementele de peisaj. Era acolo sub aleea de jos asta, erau niște lanuri de grâu care erau mici și se vedea foarte fain aleea și erau niște asta cu papură, niște bălți, niște nu știu ce erau acolo, dar cu papură din asta, care acum nu se mai vede din cauza porumbului și chiar am pictat de două ori zona aia de acolo, deci s-au mai schimbat lucrurile și subiectele care mă tentau. Oi, vedea ce-i face. Trebuie să găsesc, nu se poate. Da, păi acum am terminat de șlefui pânzele astea și o să încerc să-mi găsesc un cuibușor așa unde să mă proțepesc, să zic așa. Da. Și cu oamenii din tabăra asta sunt oameni noi pe care nu i-am cunoscut așa. Ce să zic, e bine ca să ne cunoaștem cât mai mult și
prima dată ne împăcăm. Da. Sunt pentru prima oară într-o astfel de ipostază, adică de a picta într-o tabără de pictură cu colegi pictori, mare, majoritate pictori. Îmi doresc de mult asta. Eu sunt de formație ceramist. Despre ceramică se spune că e o artă mai minoră, dar eu încerc să-i convinc că nu e așa. Totuși, ceramica cuprinde cam toate ramurile artelor plastice. Deci, dacă ești ceramic, nu înseamnă că nu ești pictor. Și îmi dorea mult să ies undeva să pictez printre colegi pictori. Locația este, ce pot să spun, de vis. E prima oară când vin aici la Tescani. E o natură spirituală, nu știu, care îți trezește o anumită stare de liniște, cum să spun, a sufletului. Mă rog, în același timp te pune în situația de a transpune. Culoarea, mă rog, e cea din natură, fiecare acum o interpretează în funcție de, mă rog, drumul ales. Eu cumva vreau să experimentez, apropo, și de tehnici ceramice pe pânză, pe plan, cu laviuri din ulei. Îmi plac mult scurgerile, transparențele, chiar dacă culoarea uleiul e, mă rog, preponderent pentru a fi aplicat ca o pastă. Încerc cumva să creez niște laviuri, niște transparențe, merg pe culorile vii naturale. Este o atmosferă foarte plăcută, sunt mulți pe care nu-i cunosc, am cunoscut pentru prima oară aici. Sunt oameni deosebiți, pictori marcanți în cultura română. Cum spuneau și colegii mei, cred eu că ar trebui cumva dezvoltat și cumva stocat ceea ce se întâmplă în aceste tabere. Taberele de pictură, mă rog, pictura se face pe loc, rămâne și aș, mă rog, e o părere a mea că cumva ar trebui undeva făcut un muzeu. E aici un mic muzeu și sper să continue tradiția. E un lucru foarte bun. Am fost îndemnat cumva să lucrez ceramică, dar am preferat să pictez, cumva am zis că e o refulare, o încercare, mă simt foarte bine, liber și eu zic că asta e esențial pentru un artist, să se simtă bine, să facă ceea ce îi place, să se exprime în neconstrâns. Ce să vă spun, referitor la perioadă, o perioadă foarte frumoasă de vară, lumină, soare, o locație care oferă multe posibilități de relief. Le mulțumesc organizatorilor, sper să mai fiu invitat și altă dată. Cumva s-a suprapus această invitație cu altă activitate de-a mea, dar cumva încerc să le împac pe toate. Nu puteam să renunț, din moment ce îmi doream de mult acest lucru. Cumva, părerea mea că, știți, când prinzi gustul, după aceea vine să mănânci mai mult și, nu știu, să vedem. Pe parcurs, în funcție de timpul liber, sper să mai fac parte în asemenea tabere. La Tescani am fost, asta e cam a 8-a oară, pare mi se că am venit. Am venit prima dată cu domn Pietru meu Pacovei, m-a dus aici să o tabără făcută de un prieten al lui. După aceea, Gabriela Ilașcu m-a chemat aici. Am venit când am venit cu domnul Boca, vreo 3-4 ori, Sârbulescu și alți mulți care sunt pictorii adevărați, care au făcut ceva rămite și pentru arta românească. Și acum m-a invitat un nou domnul Pacovei,
la sugestia domnului Ungureanu. E o zonă foarte frumoasă, eu vedeți că eu nu sunt plenerist. Eu îmi fac peisajele mele interioare și mă încarc pozitiv cu energia de aici, de la domeniul acesta lui Enescu. Vin, eu oricum aici în Tescaniu, e agreată de zona asta de artă plastică. Berne a fost pe aici, Răguciu de Iorși. Pleșu, am înțeles. După timpul ăla n-am fost pe aici. E un bulgăre de adevăr, să zicem, plastic. Plus că discuțiile cu colegii seara la un bar de vin face bine în contextul unui simpozion de artă. Mai sunt și concerte aici la Enescu. Am prins două, trei ore de concerte. Și atmosferă plăcută și calmă. I-am întâlnit și colegii care mi-au întâlnit mai de mult timp. Și mă bucur că am venit și anul ăsta la voi aici. Și să se bucure de munca noastră și alții. Pictura nu o faci pe tine, o faci ca să circule, să vadă lumea, să nu pui la tine raft. Mulți vor să vină, dar, în păcate, locurile sunt limitate. Oamenii sunt mulțumiți. Și aici e și o zonă frumoasă, s-a spus, liniște. Artistul are și o nevoie să se încarce bateriile, lucrând, fără să fie bătut la cap. Și sper să mai fiu invitat, dacă mai îmi permite sănătatea și vârsta. Îi mulțumesc foarte mult celor care m-au invitat și sper să mai continue și alte dăți cu alte artiști. Să fie arta românească, să fie bine cotată și aici, și în țară, și în sănătate. Am făcut aici un muzeu mai special cu al taberelor. Am văzut că sunt câteva lucrări și în sala de mese și muzeul mic de aici, domnule. Dar poate o clădire mai specială. Am văzut că face și pe la Bacău expoziții, interes. Face și la afiș, domnul Ungureanu. Și un catalog, mare lucru, că asta se face la o tabă de creație, să rămână și ceva scris și ceva documente. Peste ani și ani, tinerii care vin sau alții artiști să vadă, bine, aici a fost Permuș, a fost Șurde, a fost Ovidiu, Macovei și alții. Și vă doresc multă sănătate și viață lungă, sunteți încă tineri. Să mai faceți, să nu abandonați aceste proiecte frumoase. Eu vă mulțumesc! Am marea satisfacție să mă aflu într-un loc în care de mult timp doream să ajung, Tescani. Un loc cu o istorie aparte, de care se știe mai mult de unii, mai puțin de alții. Apoi, în timp, acest loc a ajuns să fie o oază de creație pentru artiști plastici. Am auzit de aceste tabere, am cunoscut artiști care au trecut pe aici și îmi povesteau despre ceea ce se întâmplă, despre aceste locuri. Și acum că mă aflu pentru prima dată aici, redescoper ceea ce îmi povesteau ei. Acum trec și eu prin filtrele mele acele istorisiri ale lor și cu propriile mele stări ajung să
să mă aflu în mijlocul acestei naturi și să, să o descoper și eu, la fel cum au făcut-o și cei de dinaintea mea. Am avut bucuria să întâlnesc colegi pe care îi știam, cu care m-am mai întâlnit și în alte tabere, dar am avut și marea bucurie de a cunoaște oameni noi, artiști noi. Constat cu mare bucurie că tot ceea ce este în acest perimetru îți oferă absolut tot ce ai nevoie ca, ca materie primă de lucru. Practic n-ai nevoie să, să ieși în afară, pentru că oriunde te-ai întoarce descoperi motive noi, trăiești stări noi, chiar schimbarea naturii îți pune în cu totul altă lumină același subiect, deci iată un alt prilej de a profita chiar și de, de acest aspect. Răcoarea de aici pe timpul zilelor însorite este ca o baie de aer, ca o liniște care parcă îți cuprinde tot, tot corpul și îți dă o stare de bine. Te ajută să, să te reculegi, să meditezi asupra subiectului și să poți aștepta pe pânză ceea ce anume îți transmite. Un alt lucru foarte util pentru mine este că aici am putut să văd și o parte din ceea ce au lăsat artiștii care au trecut prin această rezidență. Lucrări care nu apar neapărat prin cataloage, nu le găsește expuse și am avut bucuria să le văd pe viu aici. Lucrări de o calitate deosebită și de o valoare și patrimonială și morală extraordinară. Sunt convins că cine trece prin Tescani își dorește ca acest lucru să se mai repete. Este o experiență care într-adevăr merită retrăită la valoarea ei maximă. Grupul de colegi cu care sunt în momentul de față este un grup extrem de echilibrat, de valoros din punct de vedere artistic și, repet, am cunoscut oameni cu care aș vrea să mă reîntâlnesc și nu neapărat numai în acest spațiu, și pe cât posibil și în alte locuri, în alte contexte. Un lucru foarte important care se întâmplă în această tabără este materialul care se pregătește. Un material atât video cât și fotografic, de asemenea va exista și o finalitate a acestui lucru în materializându-se într-un catalog pe care îl recunosc că l-aștept cu mare nerăbdare. Am văzut realizările tipărite ale edițiilor anterioare și recunosc că sunt de o calitate și un profesionalism extraordinar. Și asta mulțumită Ovidiu Ungureanu și celor care îi sunt în preajmă și îl ajută, îi oferă tot sprijinul. Lucru care contează foarte mult pentru noi ca artiști, această promovare este importantă pentru noi. Nu sunt mulți care fac acest lucru, de aceea este cu atât mai important și prețuit cel care se ocupă și face ca și lucrările și opera și activitatea noastră să fie cunoscută. Ar fi multe de spus despre ceea ce se întâmplă aici. Acest
acest eveniment consacrat creației plastice nu este singular. Se mai întâmplă și să aibă loc multe alte evenimente care, iată, vin să completeze această sferă de activitate, această emulație culturală care se petrece aici. Pentru noi este, dacă vreți, o completare a stării noastre de bine. Să auzi muzică în jur, să vezi persoane dansând în diferite spectacole sau concerte de muzică clasică și altele care se mai desfășoară în mod curent aici. Bueno, de nuevo estoy en Tescani. Estoy sorprendido y entusiasmado porque, aunque ya creía que al haber estado el año pasado aquí ya lo conocía todo,
pero no es así. Es una manera de ver más en profundidad, de conocer nueva gente, de estar al lado de otros artistas que entre todos pues estamos aportando nuevas visiones, nuevas maneras de ver y entender las cosas. Aquí el haber estado ya antes te da una visión, pero me hace ver otros detalles que no había percibido antes. Muchos detalles de la misma residencia o de los alrededores. Y esos detalles, esos aspectos que voy descubriendo son los que en cierta forma pues estoy reflejando en la obra. Me han impresionado mucho las viviendas, las casas talladas en madera, el paisaje y sobre todo me han impresionado mucho los cementerios que ya lo vi el año pasado, pero ahora lo he vuelto a retomar. Nada más llegar tuve la oportunidad de asistir a un funeral ortodoxo que aún remarcó más mi apreciación, mi disfrute por los cementerios, por ser estos un lugar donde se muestra con toda autenticidad el sentir de la gente. Ahí no están mediatizados ni por los medios de comunicación ni por las modas. Ahí es la esencia de la gente la que pone la huella en esos lugares. Y esa huella, ese sentir, es lo que estoy trabajando en esta serie de obras. Siempre con una, diríamos, una abstracción de estos símbolos y de los sentimientos. Trato de transmitirlo todo en base a colores y formas que reflejen ese sentir y esas emociones. Y nada, es un momento precioso volver a estar aquí, reencontrarme con viejos amigos, descubrir que la amistad es muy estrecha, es muy fuerte y que nos lleva a pensar muy lejos, muy lejos, a hacer proyectos, a entusiasmarnos con nuevas ideas y esperar que esto sea para mucho tiempo y que podamos seguir trabajando y viéndonos. Of course, claro, totalmente. Yo espero que el próximo año pues podamos encontrarnos aquí una gama, una variedad de artistas de buena parte del mundo, sobre todo de Europa, otros artistas rumanos, europeos, otros españoles e incluso un poquito más de variedad de hombre-mujer, ¿no? Que haya artistas mujeres y artistas hombres, porque es una parte básica, fundamental, queramos o no, ellas tienen otra visión, tienen otra manera de entender las cosas y a mí me interesa mucho. Este tipo de convivencia creo que es un camino, es un reto que tenemos que hacerlo juntos, tanto a nivel social como político, como artístico, pues tenemos que hacerlo juntos y ahí nos encontraremos.
cred eu că dacă materialul este redifuzabil după o bună bucată de timp, atunci când s-a stins patima actualității, e bine dacă acest material în reportaj este interesant după un an, după 2 sau 10, înseamnă că avem un document. Cred eu că avem un document. Un document de detescare. Particularitatea acestor fotografii o reprezintă exprimarea prin serii de imagini sau printr-o singură imagine simbol. Sau, de fapt, ele nu documentează acțiunea în sine, ci efectul iconic asupra celor împătimiți de arte. Cine n-a pozat niciodată unui artist, nu știe ce înseamnă să fie privit. Spunea un prieten al Tescanului. Prietenii mei, artiști de toate felurile, este interesant să-i privești diminețile, seara, la prânz, pe vânt, pe ploaie, în soare, cum sunt într-o transă ritmică, lacomă, să surprindă palpitul unui loc. Un fel al lor, un simț pur al imediatului. Miraculoși în nevoia lor de a capta aerul unui loc. De a capta vântul, soarele, verdele. Liniștea. Da. Tăscani. Și prietenii Tăscani. Ce avem noi aici? Dă-i prieteni. Dă-i prieteni de demult și pentru multe alte timpuri. Și singur, după părerea mea și după sufletul meu, singurul pictor care n-ar fi făcut, din păcate, niciodată chici din verdele ăsta crud, a fost Horia Bernea. De altfel, în colecția noastră există o lucrare care se numește Verde Crud. Thank you.
La Tescan avem un fondator, un voievod răzeș al picturii românești, Ilie Boca, descălecător de la începuturile întâlnirilor de la Tescan. Nu se putea mai frumos. Acum la Tescan avem o galerie Ilie Boca și o expoziție permanentă cu arta marelui pictor. La Tescan se pictează plein air, dar se și expune la fel. Este o simeză în aer liber, cu picturi înălțate pe pereții atelierelor ad hoc, în privor și iarăși pe pereți în cadre pline de magie, ca o pictură bisericească exterioară. Thank you.
A fost rezidența Tescan 2019 dintr-o epocă, ce zicem noi că s-a încheiat. Intravom în modernitatea cea grăbită fără îndoială, dar adevărul creației artistice va fi încă și mai înțeles, căutat, iubit, apreciat. O legendă de artă este făcută de și din creatori. Tescan 2019, așa cum ați văzut, a însemnat arta simbolurilor subtile a lui Valeriu Șușnea, construcțiile ca o amprentă a gândirii lui Ștefan Pelmuș, bestiarul donchijotesc și cultural al lui Dionis Pușcuță, experimentele cu culori vărjite ale lui Pablo Rodriguez Ghi, puternic delicatele suprafețe cromatice ale lui Ognă Ianoș, coloratul joc arhitectural al luminii și umbrei la Mariana Popa, tușele intense grafice din creația Cristinei Ciobanu, cromatica debordantă intensă a lui Dumitru Macovei, totemurile, însemnele și simbolurile lui Mihai Chioariu, dorul ulian cu detalii din fibră de natură, un Gheorghe Coman fermecat de vibrația Tescaniului, Ovidiu Ionescu, artistul luturilor, ceramistul care pictează, un Vasile Crăiță mândră, uimit mereu și ca un copil de peisaj. Concluzia a fost trasă polaroid de Ovidiu Ungureanu, artistul memoriei fotografice, cel care ne explică, dar ne și arată ce vedem de fapt. Și am văzut Tescani, rezidența artistică din anul Domnului 2019.